Bun găsit, prieteni! Continuă războiul, continuă șirul minciunilor ordinare la televiziune, continuă dezinformarea și manipularea. Gata, ucrainenii sunt eroi. N-au trecut, decât trei zile din război și președintele Volodimir Zelinski este erou. Este erou după numai trei zile de război. Președintele Volodimir Zelinski peste tot pe televiziune apare cu cască și cu arma în mână. Băi domnule, măi domnule caschetă, băi caschetă mă, asigură-te că măcar stipușca aia în mână cum trebuie. Pozezi în erou, faci pe erou, toată lumea te știe de erou. Îți spun eu, când o să-și pună, nu și-a pus rușii mintea cu tine, mă, când o să-și pună rușii mintea cu tine și o să te scoată din bârlog, de lesă o să te scoată, o să stai în patru labe în fața lor. Tu viteazule, băi, volodea, băi, o să stai în patru labe atunci când o să te scoată din bârlog. Nu și-a pus mintea cu tine, până acum. Bineînțeles, eu nu-mi doresc ca războiul să continue. Doresc să se găsească o soluție. Dar această soluție nu poate fi decât finlandizarea Ucrainei, cum am mai spus încă din ianuarie, înainte să înceapă războiul. Numai finlandizarea poate să garanteze salvarea vieților, că este în interesul nostru să salvăm vieții. Da, Putin este vinovat, o repet, dar nu este singurul vinovat. Pentru ce se întâmplă în Ucraina, pentru moartea civililor, Zelinski și NATO sunt în egală măsură vinovați. Bun. Mă gândesc că poate acei romi care acei romi care și-au pus la profil pe Facebook steagul Ucrainei, pe lângă faptul că n-au habar de istoria lor, nu știu ce țară i-a salvat pe ei de la moarte în al doilea război, că Rusia, sub un alt regim, e adevărat, dar Rusia ca țară i-a salvat pe romi de la moarte în al doilea război mondial, a trebuit să știe lucrul ăsta, dar trebuie să mai știe și cum sunt tratați romii în Ucraina lui Volodimir Zelinski și al lui Petru Poroșencu înaintea lui. Romii din România trebuie să știe în ce situație se află fraților din Ucraina, care sunt uh, vânați, sunt bătuți pe străzi, li se dă foc la case, sunt goniți de la casele lor, li se, li, li se distrug locuințele, câteodată sunt și omorâți. Să vă dau un scurt exemplu, pe data de 23 iunie 2018 a fost omorât de naziști David Pop a fost omorât de către batalionul Lemberg Jugend, ceea ce vrea să însemne tineretul din Liov, Lemberg fiind vechea denumire germană a orașului Liov. A fost omorât un rom de către neonaziști. Aceiași neonaziști pe care Claudiu Crăciun, bou de incultul și analfabetul de Claudiu Crăciunii face eroi. Da, acei naționaliști ucraineni care luptă cu armata rusă acum au omorât romi în Ucraina. Cum este acest regretat David Pop. Nu este tot. În august 2016, naziștii, naziștii ucrainieni, au dat afară de la casele lor pe toți romii din oraș, din, din, satul uh, Loș, Loșchinivco. Nu știu rusa tot, mi-ar mi plăcut să, mi fi plăcut să știu rusa, dar nu știu, nu știu decât engleza. Deci toți romii din Loșchinivco au, fost goniți, au fost goniți de la casele lor. Este o crimă împotriva umanității să gonești o întreagă comunitate de la casele ei. Același lucru s-a întâmplat și cu 15 familii rome în aprilie 2018. 15 familii rome de lângă Kiev au fost gonite în pădure, lisa Hota să trăiască în pădure, să trăiască în pădure ca ultimii oameni. Aceste lucruri se întâmplă cu romii din Ucraina. Aș vrea ca liderii romi să spună. Romilor din România aceste lucruri. Să spună că Ucraina este dușmanul, statul fascist ucrainean este dușmanul romilor. Aș vrea să văd lucrul ăsta. Vă mulțumesc, tovară, și sper să ne revene cât mai curând. Să fie pace pe pământ. Atâta mai, atâta mai spus. să spun.